Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre un flagel social, un flagel care a stârnit mari discuții pe marginea acestuia. Până la urmă, urmează să se pronunțe și autoritățile publice centrale, dar și fiecare dintre noi, cetățenii, mă refer, ar trebui să avem o viziune critică asupra fenomenului care este numit destul de frecvent în societatea noastră trafic de ființe umane. Care sunt cauzele ce generează acest fenomen și cum ar fi putut ca să fie nihilat, vom încerca să discutăm împreună cu Aurelia Balan Cojocaru, psiholog. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună seara, bine v-am regăsit. Doamna Balan Cojocaru, haideți pentru început să deschidem parantezele și să spunem telespectatorilor, atunci când vorbim despre traficul de ființe umane, ne referim în exclusivitate doar la femei? Ele sunt mai vulnerabile din acel punct de vedere sau este fenomenul caracteristic și bărbaților și copiilor? Este un fenomen caracteristic, cred că cea mai dureroasă parte este traficul de copii, de fapt. Traficul de copii de la care ulterior se prelevă organe sau care merg la cerșit. Pe urmă, desigur, este traficul de femei care iarăși ajung fie să se prostitueze sau să întrețină diferite servicii și favoruri mai puțin ortodoxe, să le numim așa, în anumite localități, dincolo de granițele țării noastre, dar de ce nu chiar și în interiorul țării. Și femeile mai sunt traficate iarăși pentru forță de muncă ieftină și pentru cerșit. Și ultimii, dar clar că nu cei din urmă, sunt bărbații care sunt traficați de cele mai frecvente ori pentru forța de muncă, pentru organe, iarăși în cele mai sumbre statistici, sau mai nou, din câte se înțelege, pentru a fi binevol forțați să se înroleze în diferite forțe armate, să asigure pace sau din contra în anumite state. Haideți să vedem. De regulă, sărăcia este motivul pe care îi îndeamnă pe concetățenii noștri a accepta tot felul de oferte? Desigur că atunci când vorbim despre o viață, despre visul unei vieți frumoase dincolo, însă și ideea vis frumos de viață ne spune faptul că omul care hotărăște să plece nu este satisfăcut de nivelul vieții lui aici. Fie că vorbim de o perspectivă emoțională, pe care din păcate la noi se pune un accent mai minor, fie că vorbim de statistica financiară, de această sărăcie lucie în care foarte mulți concetățeni de ai noștri își duc traiul, dar și de naivitatea cu care și de lipsa de informare cu care încă de foarte multe ori, foarte multe persoane ajung să accepte anumite oferte. Atunci când vorbim despre aceste persoane, de regulă ele provin din familii social vulnerabile? Sunt din poziții vulnerabile? De cele mai deseori sunt din poziții vulnerabile, acolo unde ei merg în speranța unui câștig mai bun, însă sunt statistici care ne spun că victimele traficului de ființe umane nimeresc și persoane și tineri mai ales, adolescenți, preadolescenți care vin din niște familii social destul de bine întărite, cu părinți cu un statut social destul de bine conturat. Acești copii, să-i numim așa, ajung pradă proxeneților din naivitate de cele mai multe ori sau din anumite supărări pe care le au, strict din perspectivă psihologică, dacă e să analizăm, pe care le au față de cei care i-au crescut, față de părinți, încercă să le demonstreze că ei se pot descurca pe cont propriu, încearcă să le demonstreze sau să-și demonstreze sieși anumite poziții ale eu-ului interior. Capitolul urban-rural, cum stăm? Sunt mai vulnerabili cei din mediul rural? Sunt mai vulnerabili cei din mediul rural, însă sunt mai expuși ăștia din mediul urban. Mai vulnerabil vorbim atunci când vorbim iarăși de dezvoltarea asta emoțională și de nivelul, nu doar de IQ, dar și de nivelul de EQ.
în mediul rural informația ajunge cu dificultate, chiar dacă trăim într-o era tehnologiilor, chiar dacă avem acces la informație, se pune un accent mult mai scăzut pe calitatea relației mamă-copil, părinți-copii, pe triunghiul părinte-școală-copil, unde, de fapt, copilul primește acea educație și îi sunt întărite aripile sau, din contra, îi sunt tăiate pentru avântul lui ca personalitate. În schimb, în mediul urban, riscul este mai mare pentru că, de regulă, persoanele cu rele intenții, să-i numim așa, circulă mai mult în mediul urban, își distrează timpul liber prin cluburile de fițe și, dacă e să vorbim de traficul de ființe umane, de femei, cele mai dese sunt totuși racolate în cluburile de noapte. Spuneți-mi, vă rog, cum se întâmplă că prietenii sau rudele uneori au acest statut de recrutor? Există o explicație psihologică sau cum ar trebui să vedem lucrurile? La prima vedere ni se pare straniu. Da, pentru că noi nu avem dezvoltat acel simț uman, acea umanitate din noi și pentru că ierarhia este mafia, la drept vorbind, este mult mai adâncă și mult mai profundă și e cunoscut faptul că de cele mai dese ori și acești recrutori sunt sub presiunea, sub papucelul altora mai înalți. Știu de frică, știu de teamă, au un anumit plan de realizat per lună, per săptămână, și atunci lupta asta pentru existență, pentru propria viață, lupta de concurență comparativ cu alții din aceeași gașcă și la așa amprenta. De regulă, cele care recrutează la rândul sunt tot femei. Sunt ele mai convingătoare? Au aceste argumente pe care ar putea să le utilizeze mai frecvent? Sau de e o poziție indicii, subiectivă? Indicii verbali își lasă aici punctul de vedere, însă mai este și un aspect de încredere. De multe ori o tânără domnișoară va avea mai multă încredere într-o femeie care îi va citi o poveste cum că și ea lucrează undeva și fiica ei și lucrurile stau bine și uite-te la mine că eu am pornit exact așa ca și tine și uite cum stau eu acum. În cazul bărbaților care recrutează femei, lucrurile stau un pic altfel. Fie încearcă să le cucerească până când li se aburesc mințele și nu mai este acea judecată lucie, fie iarăși pozează în niște iubiți grijulii și le invită peste hotare. Mai este și recrutarea pe internet, destul de frecventă. Ajungem să discutăm, da, vă rugăm. Da, pe chat-uri, pe messenger-uri, pe rețelele astea de socializare, când dincolo de ecran ai impresia că stă făt frumos, dar de fapt stă moartea cu coasa, chiar la propriu vorbind, nu doar la figurat, și când oamenii cad prada acestei naivități din încercare iarăși pentru de a-și găsi o viață mai bună, de a se simți mai bine, de a-și dovedi sie și că pot, și mușcând din momeli a genurilor de povești, alții au putut, poți și eu. Ați pomenit ceva mai devreme, această comunicare online. Haideți până la urmă să vedem cum se realizează ele, de ce unele persoane devin naive și dau curs acestor invitații de a discuta cu persoane pe care nici nu le cunosc și atunci culmea epopeei este că și acceptă să meargă într-o anumită țară, altele parcă ar simți că nu este ceva în regulă, însă undeva în subconștient se acceptă și asumă acest risc. Haideți să vedem ambele extreme. De fapt, cred că cam puse într-un vas, da, ambele, fiindcă și într-o parte și în alta și lasă amprenta această încredere asupra unui om și până la urmă asupra unei societăți, că nu poți trăi. Societatea impune comunicare, societatea impune socializare, societatea impune noi cunoștințe, impune o expansiune și e mai mult decât nefiresc să stai izolat de restul din teama că ți se va putea întâmpla ceva.
Și culmea este chiar o extremă acolo unde sunt femei și nu puține care se tem să-și acceseze un cont pe o rețea de socializare fiindcă au impresia că imediat le paște un pericol, că imediat vor cădea pradă a cuiva. Sunt femei care și tinere adolescente atât de speriate de aceste fenomene încât ele nu se pot bucura de relațiile pe care le dezvoltă cu cineva, încât au impresia că toți oamenii din jur le vor răul și iar nu pot dezvolta această încredere socială în nimeni absolut. Da, ele în schimb au un risc mai scăzut de a ajunge să fie traficate din fericire sau din nefericire. La cealaltă extremă este extrema de care noi vorbim și pe care este mai frecventă și într-un procentaj de 80%, când da, se poate. Cu perseverență, cu iscusință din partea celuilalt. Eu nu știu niciodată cine stă după monitor și cu cine acel altcineva vorbește în timp ce vorbește cu mine și cui mai spune aceleași povești pe care mi le spune mie. Trebuie să mai credem în această poveste că îți vei perfecta actele, că vei trăi în lux? Dar ne alegem dacă credem sau nu credem. Nu putem să zicem că nu credem. Important de ce zic lucrul ăsta? Pentru că suntem într-o lume materialistă. Da, până la urmă e ceva suspect. Important e să verificăm informația. Deci nu totul ține de a crede sau a nu crede, a avea încredere într-un om sau a nu avea încredere într-un om. Ține de verificare, ține de siguranța proprie. E pe risc de nebunie să urci într-un avion mergând să te întâlnești cu cineva a cărui nume de buletin nu-l cunoști. E pe risc de nebunie uneori și să urci într-un avion având o copie Xerox a unui buletin. Verifică-l. Încearcă și te informează. Sunt numere de telefon a liniei Ferbinți pentru tot neamul de informații. Se verifică statutul fiscal al anumitor companii, așa zise, companii angajatoare, statutul firmei prin intermediul căruia pleci. Deci sunt multe, multe aspecte. Un contract de muncă dacă este prestabilit. Deci totul poate fi verificat înainte și totul poate fi verificat amănunțit. Desigur că pe cineva asta poate speria că o să stau eu și să bată calculator toată informația, nu-i mai dau de capăt. Ori cine riscă la bea cupa cu șampanie. Până la urmă să nu bea paharul cu vin altcineva. Spuneți-ne, vă rog, ceea ce ați remarcat dumneavoastră este în cazul persoanelor mature. Cum controlăm copiii, cu cine comunică? Pentru că și ei sunt expuși la rețelele de socializare, la persoane pe care nu le cunoaștem și pentru mine a fost ceva interesant că pregătindu-mă pentru această emisiune am găsit datele oferite de cei de la Strada care au zis că avem victime începând de la copii cu vârsta de 4 ani și terminând cu doamne în vârstă de 60 de ani. Adică acest spectru este destul de larg. Copiii, cum îi protejăm? Lucrurile stau foarte simplu. E important ca un adult să câștige încrederea unui copil. Dacă nu este posibil acest lucru pentru părinți care sunt angajați în câmpul muncii, care sunt divorțați, pot fi vari motive. Este important ca acest lucru să-l facă o bunică, un bunel, care să transmită informația mai departe. Până la urmă, un adult atunci când face un copil și asumă niște responsabilități. Și până la urmă, cât de inuman trebuie să fii ca mamă sau ca tată ca să nu-ți pese de viața copilului tău. Dacă tu te ocupi de starea financiară și materială a familiei și e importantă și prevalează într-o societate ca a noastră, găsește un om de încredere care să se ocupe și de copilul rămas acasă. Verifică istoria accesărilor. Urmărește calculatorul, urmărește tableta, urmărește-i apelurile de intrare și de ieșire. Nu înseamnă un control al personalității, înseamnă un control al siguranței. Vorbește copilului. Copilul ne va înțelege? Sau va interpreta o imixtiune în treburile lui, în interesele lui? Copilul nu are de unde ști cât de mult ne implicăm noi în treburile și în intimitatea lui. Încurajați copiii să țină un jurnal intim în care să-și scrie lucrurile pe care mama sau tata să aibă grijă să-l citească astfel încât
copilul să nu știe că îl citește. Pot fi zeci de feluri și de metode ca să intrăm noi în lumea copiilor noștri, ca să avem acces la părțile lor mai interioare, pentru că și copiii sunt diferiți și stilurile de temperament și felul de a fi a oamenilor este diferit și este normal ca unii copii să fie mai interiorizați, chiar dacă părinții sunt foarte conectați cu copiilor, chiar dacă încearcă să îi facă altfel. Dezvoltați copiilor încrederea în sine și aveți încredere în ei. În aceeași ordine de idei, învățați-i să vă povestească lucruri. Dar la rândul dumneavoastră, ca părinți, e important să îi învățați în cine să aibă încredere și în cine să nu aibă încredere. Spuneți-ne, vă rog, o victimă a traficului de ființe umane poate fi reabilitată sau sechelele rămân pentru întreaga viață? Este greu de spus. Și este greu de spus pentru că fiecare dintre noi percepe traumele și șocurile în mod diferit. E chestie foarte individuală, ține de perspicacitatea unui terapeut la care se apelează, ține de voința persoanei, de cât de mult vrea să iasă și să lase în urmă ceea ce a trăit, dar mai ține și de blocajele pe care le-a acumulat. De regulă, prezența unui psiholog este obligatorie? Cer scuze că vă întrerup în asemenea cazuri. În cazurile mai traumatizante, prezența doar a unui psiholog nu este suficient, aș spune. Este nevoie de prezența unui psihoterapeut care întreprinde cu victima terapii complementare, terapii cognitiv-comportamentale, care începe să dezvolte încrederea în sine, care înlătură anumite blocaje, care integrează omul cu trecutul și cu prezentul lui în prezent. Deci sunt multe aspecte în asemenea situații, mai ales acum, când contemporanitatea noastră cere altceva. Oamenii, într-adevăr, se schimbă, omenirea se schimbă și de multe ori psihologia clasică, dacă e să ne referim strict la psihologia clasică lineară, nu este suficientă. E nevoie de ceva mai mult. Spuneți-ne, vă rog, e ceva firesc ca odată ce am fost victime ale traficului de ființe umane, am venit, hai să zic, am urmat un curs de terapie, ceea ce menționați dumneavoastră, să mergem iarăși peste hotare în căutarea unei vieți mai bune? Cum poate fi explicat? Că avem deseori cazuri atunci când persoanele încearcă să reia viața de la zero, dacă am putea spune așa. Dar e mai mult decât indicat să se reia viața de la zero și atunci când se urmează un parcurs de reabilitare, când lucrează juriștii, când lucrează psihologii cu victimele traficului, ele sunt mult mai informate și chiar dacă decid să meargă peste hotare, știu unde merg, știu de ce să se păzească. Nu există riscul de a merge în aceeași direcție? Există riscul, întotdeauna există rămâne o manșă de eroare, există o manșă de risc, mai ales acolo unde s-au dezvoltat anumite sindromuri, acolo unde terapia nu a fost dusă până la capăt sau a fost strict programată pentru 10, 20, 30 ședințe pentru că atât a putut oferi, să zicem, un centru de reabilitare în asemenea situații. Dar mă întorc iarăși la voința persoanei și la importanța pe care omul, copilul, femeia care a fost traficată și o acordă lui și la această încredere care a reușit să o dezvolte în perioada reabilitării. Pentru că dacă au fost puși trei piloni serioși, concentrare, încredere și informație, omul scade substanțial șansele de a se întoarce de acolo de unde s-a pornit. Da, de cele mai dese ori victimele se întorc peste hotarele țării din câteva motive. În primul rând pentru că nu se mai pot adapta atât de ușor social aici la noi în Republica Moldova din vari motive, fie că a mai aflat cineva din cunoștințe și din rude și presiunea psihologică este prea serioasă. Chiar mi-am notat aici, ea nu mai are loc în societatea noastră, în localitatea din care vine? Ba este. Și nu toți îi pot face față și de multe ori o victimă poate părea foarte bine reabilitată, dar când se găsește câte un binevoitor care îi amintește sau care îi amintește nu prin ce e prin ce a trecut, pentru că în principiu prin ce e prin ce a trecut de cele mai dese ori știe doar victima. Nici
un specialist nu poate verbaliza și poate transpune în realitate atât de bine ceea ce se întâmplă cu asemenea femei, dacă e să ne referim direct la femei, dar prin modul prin care percepe persoana în cauză că s-au întâmplat lucrurile. Și apoi noi suntem un popor așa cum suntem și de foarte multe ori mai avem grijă de cum arată capra vecinului și nu ne prea uităm la cum arată mărțoaga noastră. Da. Și asupra judecății este de valoare sociale, victimele cedează de foarte multe ori. Familia, ce rol are aici? Unul decisiv sau nu prea important? E unul din pilonii cei mai importanți în procesul de reabilitare. E unul din pilonii cei mai importanți atunci când vorbim despre resurse, despre resursele umane pe care omul le are și victima le are și pe care poate să se bazeze. Și în statistic, în foarte multe cazuri, se lucrează și cu familia. Se lucrează la acceptare, la depășire, la cum să-l ajute, cum să ajute victima să se reabiliteze, să-și revină la un mediu normal de viață. Haideți să discutăm un pic și despre centrele care oferă, de fapt, informații și susținerea acestor victime. Până la urmă, întrebarea poate stârni, nu știu, curiozitatea și telespectatorilor noștri, oare avem suficiente centre care răspund nevoilor acestor femei și, pe de altă parte, dacă toate femeile sau toate victimele ale traficului de ființe umane ajung să beneficieze de aceste servicii? Pentru că unii ar putea zice că fiecare stă în căsuța lui și macină durerea în suflet. Este o realitate acest fapt. Să zic că avem suficiente sau insuficiente centre este greu de vorbit, pentru că iar nu știu foarte bine. Chiar cum stă la statistic la acest nivel, însă știu că există centre. Importantă e altceva, importantă este calitatea specialiștilor care lucrează cu aceste victime, pentru că să recunoaștem nu este o muncă foarte ușoară. Nu ajung toate femeile, ca să vă răspund concret la întrebare, ajung un procentaj foarte mic, de regulă care sunt susținute sau aduse de mânuță de către un inspector de urmărire penală, de către alte surse abilitate, mai uneori susținute și aduse de către un membru al familiei sau a comunității din care face parte, și un procent sub 1 sunt femei care vin singure, care ajung să-și depășească situația, să poată să se întoarcă în țară și să bată la ușa unui asemenea centru și să spună: eu sunt victima a traficului de ființe și am nevoie de ajutor. La capitolul reprezentanței sexului tare, cum stăm? Pentru că am impresia că unii bărbați consideră această tentativă un eșec de a se angaja în câmpul muncii. După aceea revin și reiau această inițiativă despre care spuneam, de a-și căuta un serviciu mai mult sau mai bine plătit. Ei se recunosc sau recunosc acest statut al lor de victimă? În general este dificil să ajungă la acceptarea unui bărbat ideea că el este victimă a ceva. Fie a unei înșelătorii, fie iarăși a unei încercări de a se angaja undeva. Plus la asta, societatea pe el îl obligă să fie capul familiei, de exemplu, să aibă un statut financiar, să hrănească câteva guri de acasă și nu mai are nici când se gândi la ce i s-a întâmplat, și încuie și toate emoțiile astea și nu le mai refulează în exterior, dar se interiorizează și încearcă din răsputeri să-și ia viața de la capă și să continue. Știu sigur că este vorba de bărbați cu vârste de 40-45 de ani care o iau de la capăt fără a da detalii despre ce li s-a întâmplat în trecut. Mulți din ei sunt cu sechele fizice, chiar mulți, ei toți rămân cu sechele emoționale pentru că de ei practic nu se ocupă nimeni, dar încearcă să dea un randament în cadrul comunității din care fac parte, a familiei, ori cad în alte extreme: alcoolism, dependențe de droguri, depresii profunde. Iată, până la urmă, ați anticipat întrebarea mea. Spuneți-ne, vă rog, acest fenomen al traficului de ființe umane este caracteristic doar țărilor în curs de democratizare, în țărilor de lumea a treia, dacă doriți?
Nu, nu este caracteristic doar lor, pentru că cunoaștem și situații din Occident și statistici din Occident deloc îmbucurătoare și deloc încurajatoare. Totuși, țările mai dezvoltate și unde se pune un accent informațional mai serios sunt cumva mai protejate, dar în același timp sunt importatoare, să zicem așa, de ceea ce exportăm noi. Spuneți-ne, vă rog, haideți să revenim un pic la copii și să discutăm despre ei. Pentru că, pe lângă faptul că devin victime ale traficului de ființe umane, mai vorbim și despre contactul, spuneam ceva mai devreme, cu persoane străine și deseori sunt abuzate sexual. Haideți să deschidem aici parantezele și să vedem până la urmă care este misiunea tuturor instituțiilor statului ce ar veni să protejeze aceste drepturi ale copiilor și de ce până la urmă avem carențele din sistem pe care le avem. Sau poate nu e așa? Cum este văzut din prisma unui psiholog? Păi de ce le avem și nu le avem? Dacă urle de dirigenție la noi se fac, dar nu se fac, sunt permanență vinerea, ultima lecție, când dirigenții sunt obosiți, verifică caietele și agendele elevilor și eliberează să meargă acasă. În școlile noastre, în câte școli din Chișinău există un psiholog cu normă întreagă? În câte licee, chiar private, din Chișinău se lucrează individual cu fiecare elev în parte, câți psihologi lucrează cu părinții în parte și până la urmă care este salariul unui psiholog, a unui asistent social, dacă e să vorbim din primării sau din centrele pentru protecție, ONG-urile pentru protecția drepturilor copiilor, pentru implementarea anumitor programe care vin în susținerea copiilor și vin cu terapii ocupaționale acolo unde sunt copiii victime deja a asemenelor fenomene. Din considerentul ăsta și avem carențele din sistem care le avem, pentru că nu avem specialiști bine pregătiți, pentru că nu ne susținem specialiștii care sunt bine pregătiți și sunt nevoiți să ia drumul străinătății, fiind că acolo vor fi apreciați și vor fi motivați salarial mult mai bine decât ar fi aici, și pentru că ne-am obișnuit noi ca nație deja, ca popor, să nu ne mai pese atât de mult de altcineva. Nu ne pasă de multe ori de copiii noștri, de rămite de copiii altora. Ideea de copii străini este mult prea impregnată pe mințile moldovenilor. Nu există copii străini, există copii. Există copii ai unui stat. Și mai e ideea asta că își bate mama copilul, eu nu am treabă, lasă-l bată până la sânge. Văd, merg pe stradă și văd că se oprește în fața mea o mașină care merge de rând cu un copil și copilul ăla urcă acolo. Eu nu am nicio treabă, nici nu atrag atenția, nici nu-mi pare o anormalitate. Nu mai încerc să fotografiez numărul mașinii și să verific unde a ajuns copilul. Sau este o teamă? Este o teamă, pentru că cumva ne-am obișnuit să nu avem treabă cu ce se întâmplă rău în viețile altora, dar să invidiem ce se întâmplă bine. Haideți să deschidem parantezele și să vorbim despre faptul trafic de ființe umane. Include de fapt și fenomenul de a cerși, muncă forțată, muncă în domeniul construcțiilor, agricultură, da, sau vorbim doar strict de exploatare sexuală și de alte fenomene? Cum este? Nu, nici pe departe. Sunt mai multe subpuncte ale acestui trafic de ființe umane și plecările ilegale peste hotare nu sunt nimic altceva decât trafic de ființe umane pentru resursele de muncă. Și aici cad mai mult victime bărbații despre care am vorbit, dacă strict să ne raportăm la construcții și la muncile grele. Foarte puțini care reușesc să stabilească un contract legal în altă parte. Mulți, acolo când vorbim despre copiii care sunt traficați, se împart în două mari categorii. Cei care sunt pentru prelevări de organe și cei care sunt pentru cerșit. Și o categorie mai mică, copiii care merg la adopții ilegale, adopții internaționale ilegale. În cazul femeilor este același lucru. Fie sunt pentru forță de muncă, pentru exploatări sexuale, fie pentru prelevările de organe. În aceeași ordine de idei,
când vorbim despre așa zise contracte de muncă în cazul femeilor, vorbim de foarte multe ori de servicii de serviabilitate prin cluburile de noapte, de dansuri, de expunere fizică mai indecentă, nu neapărat cu transpunere sexuală. Avem cazuri când, iarăși, cu tot respectul față de sexul frumos, unele fete sunt conștiente unde merg. Da. Și ce servicii urmează să presteze acolo. E valabil și în cazul ăsta noțiunea despre care discutăm astăzi? Din 10 femei care merg, să zicem, într-un autocar, 2-3 știu unde merg, știu foarte bine unde merg și ele tot sunt traficate, dar deja este cu bună conștiință. Asemenea, femei, dacă e să vorbim un pic mai pe larg, pur și simplu văd asta ca o singură posibilitate de a câștiga niște bani mai ușor, fără a fi nevoite să treacă printr-o facultate. Unele chiar sunt absolvente de facultăți, de ce nu, dar nu au reușit să se afirme aici, nu au reușit să-și realizeze visele, scopurile, planurile și merg conștiente spre așa ceva. Atunci când vorbim despre aceste victime, atunci când ele ajung în Republica Moldova, este o datorie a organelor de drept ca să ia la evidență aceste persoane și până la urmă să fie monitorizate despre activitatea lor, pentru că apare o problemă din momentul în care sunt descoperite într-o anumită țară și până în momentul în care ajung în Republica Moldova, se parcurge o anumită perioadă. Se parcurge o anumită perioadă. Ce aici se întâmplă sub aspect psihologic, pentru că discutăm? Aici nu sunt ele atât de așteptate. De regulă, autoritățile le percep chiar ca pe o povară a societății care iarăși le este întoarsă și e vital ca cu aceste femei să se lucreze. Este vital ca să existe un sistem bine pus la punct de activități, un algoritm bine pus la punct de activități. Ce se întâmplă cu femeia din momentul în care ea este identificată până este repatriată și după. Pentru că, frecvent, povestea clasică e am adus-o în țară, treaba ei cum își vede pe viața mai departe. Foarte puțin țin cont că femeia asta are nevoie de câteva tipuri de asistență. Asistența psihologică, foarte importantă pentru reabilitarea și pentru buna ei conduită și pentru calitatea vieții ei ulterioare. Este vorba despre asistența juridică de care femeia asta poate beneficia de cele mai dese ori și pentru a preveni și pentru a se implica autoritățile în prevenția acestui fenomen. Este vorba despre o consiliere socială de care și o reintegrare socială de care femeia poate beneficia. Dar mai este și un aspect foarte important la cât de mult se respectă intimitatea persoanei și cât de multe date sunt transmise de la un centru la altul și unde se pierde acest lănțeșor al anonimatului și al siguranței care este oferită persoanei în cauză. Domnule Cojocaru, vreau să discutăm despre faptul că dacă o persoană în timpul trăirii acestui șoc are capacitatea de distinge ce este bine, ce este rău și de a acționa potrivit regulilor firești, aș întreba, în societate. Și când zic lucrul ăsta, mă refer la faptul că citisim pe rețelele de socializare cazul unei tinere care a fost scoasă în stradă de către cei care o patronau, a fost udată cu apă și lăsată acolo, ca ea de sine stătător să se întoarcă în centrul în care era ținută pentru a presta aceste servicii. O persoană firească ar fi mers la poliție sau la alte organe de drept. De aceea vă întreb, e totul ok cu capacitatea de distinge între bine și rău în momentul șocului? Nu. În general, în perioada de șoc, în momentul șoc, în perioada traumatică și post-traumatică, omul nu pierde din capacitățile cu care este înzestrat. Fiecare reacționăm diferit la sursele de șoc, de la frică, la teamă, la teama asta a zilei de mâine. Fiecare ne dezvoltăm diferit propriile noastre gânduri în mintea noastră și nu putem vorbi că lucrurile stau
ok acolo când un om nu a mai nimerit în omul într-un mediu ok. Altfel mai popular spus, dacă mi se permite, cu ce-i stricați la minte, te strici la minte și tu. Deci, ele trăind într-un mediu, capăt, așa cum am spus un pic mai sus, anumite sindromuri din care nu pot ieși. Și sunt nevoite, se învârtesc ca într-un cerc vicios și sunt nevoite să se întoarcă continuu tot acolo, fiindcă nu-și văd viața fără asta. Lor le este lezată încrederea în sine. În permanență le este spus că altceva nu o să mai poată face pe lumea asta, că nu o să se poată descurca cu altceva, că le vor fi strămutate toate ideile de a încerca altfel. Le este amenințată familia, rudele, oamenii dragi, le este amenințată integritatea personală și le sunt nevoite să se întoarcă. Există spiritul ăsta de colegialitate în interior atunci când unul a reușit să evadeze sau să ajungă acasă ca să le scoată și pe celelalte din captivitate? Greu de spus. Depinde de curajul cu care omul ăsta poate fi înzestrat. Depinde tare mult de acea măiestrie a specialiștilor care lucrează cu ea, de siguranța care eu pot asigura. Pentru că dacă victima a ajuns și chiar dacă ea este reabilitată, se poate întâmpla să se teamă pentru viața ei, pentru viața copiilor ei, pentru viața oamenilor dragi, să nu mai divulge informații, să nu mai ofere nimic altceva. Mai și contează care au fost relațiile acolo în interior, cum s-a simțit cu cineva, ce legături a reușit să stabilească cu colegele de suferință și așa mai departe. Ce este mai periculos? Poate e una din cele mai dificile întrebări pe care vă o acord în ediția de astăzi. Violența fizică sau cea psihologică prin care trec ele? Nu-s delicate nici una, nici alta. Desigur că totul pornește de la creier și este foarte periculoasă violența psihologică, presiunea psihologică, ceea ce poți, în ceea ce ajungi să transformi un om aparent normal, aparent integrat mental. Dar deloc periculoasă nu este și violența fizică. Ele se obișnuiesc cu asta și creierul iarăși percepe și violența fizică ca pe ceva personalizat. E ca cum ai oferi un drog. E un mod de relaționare, să zicem așa. E ceea ce le trezește la realitate sau din contra le duce cu gândul în altă parte. Și creierul lor, psihicul uman, ajunge să perceapă asta la un moment dat ca o normalitate. Și e nu doar o violență fizică, dar mai e și o violență psihologică și o sechelă emoțională care rămâne și care în timp naște după sine alte probleme. De regulă, atunci când a fost repatriată acea persoană, vreau să ne spuneți cum va încerca ea să-și restabilească viața privată și poate aici e cazul să punem accentul anume pe viața conjugală, pentru că unele femei au făcut declarații destul de tari, erau obligate să presteze relații sexuale pentru 15 persoane într-o singură zi. Ori asta le mai permite ca să aibă o viață sexuală, nu știu, normală? Depinde de mai multe lucruri. Depinde de cum au depășit șocul, de cum au depășit trauma, pentru că nu mai este doar un șoc emoțional, este o traumă cu sechele și cu blocaje. Depinde foarte mult de relația care o au cu partenerul, de ce știe partenerul, de ce este dispus să accepte, ce nu este dispus să accepte. Depinde de cât de mult vor ele să se integreze, pentru că sunt situații când chiar și căsătorite, fetele încep din nou să apeleze la practici din adolescență și sunt cazuri deloc puține, când lor în popor așa se spune că nu-i mai ajunge bărbatul de acasă, a fost obișnuită cu o duzină și acum nu-i mai este suficient bărbatul de acasă. Asta iarăși ține de foarte mult de cum ea s-a reabilitat psihologic după acea traumă. La polul opus sunt femeile care se tem să se atingă vreodată de ele cineva. Și ele bănuiesc că e marea problemă. Și ele se autocondamnă la o viață de singurătate. Ele nu pot tolera partenerii de sex opus. Blocajul este atât de puternic încât ele nu pot, dar de cele mai deseori nici nu vor să-l depășească.
Atunci când vorbim de traficul de ființe umane, până la urmă, datele pe care le avem în dependență de anumite ONG-uri ne spun că lucrurile până la urmă sunt într-o scădere ușoară. Este rezultatul campaniilor de informare despre care vorbeați dumneavoastră, despre faptul că femeile sunt mai vigilente, de fapt și bărbații, pentru că constatam astăzi împreună, sau pur și simplu deja a trecut epoca, hai să iau în ghilimele de rigoare, a acestor fenomene? Să fim pozitivi și să credem că nu este un rezultat al demografiei și a populației în scădere, da, dar este un rezultat al campaniilor de informare, al societății care cândva a început să se trezească și să vadă altfel lucrurile, este un rezultat al informării femeilor și al dorinței lor de a-și asigura atât integritatea emoțională, cât ulterior și cea personală, fizică și financiară. Atunci când deseori tinerii își pun acest scop de a merge, pentru că foarte mulți dintre tinerii noștri trăiesc de fapt cu acest gând, până la urmă, care ar fi pașii pe care îi recomandați dumneavoastră în calitate de psiholog pe de o parte și în calitate de profesor universitar activând zi de zi cu tânăra generație? În primul rând, este tare important dacă ei știu unde merg, cum merg, programul prin care merg. Este iarăși e de dorit ca specialiștii noștri, dacă strict vorbim despre profesori, despre profesorii universitari, despre metodistele, despre decanii universitari, să pună și câteva întrebări adăugătoare copilului care s-a apropiat să ceară o adeverință academică. Unde trebuie? Pentru ce trebuie? E sigur el unde merge? Care este programul prin cadrul căruia merge? Că mi-a zis o prietenă sau că nu e suficient? Nu e nimic, niciun efort în plus dacă îi cerem studentului sau elevului, copilului să ne aducă o confirmare de unde pleacă el. Este important ca tinerii să informeze părinții unde merg, rudele, apropiații, să știe sigur că acolo unde se duc, se duc pe un pilon de siguranță și să se informeze ce au de făcut, cum au de făcut. Dacă pleacă de sine stătător, să-ți iai lumea în cap și să te duci undeva unde nu cunoști limba, unde nu cunoști tradițiile, unde nu cunoști pe nimeni, e pe muche de nebunie, da, și este un risc care nu aș recomanda nimănui să și-l asume, mai ales tinerilor noștri care încă nu au capacitate de concentrare, de selecție a lucrurilor, care și ei sunt între nebunie și teamă. Doamna Cojocaru, există premize să avem siguranță în semenii noștri atunci când ni se propune un anumit job, ni se propune o anumită vacanță, nu mai știu altceva? Întotdeauna o să încurajez încrederea în oameni, încrederea verificată. Doamna Balan Cojocaru, vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit pe marginea problemei discutate. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Astăzi am discutat despre traficul de ființe umane. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună alături de Accent TV.